turnul de apă. În cadrul acestei evenimente foarte importante pentru dezvoltarea orașului nostru. Este vorba de un eveniment dedicat personalităților primarului Carol Schmidt și arhitectul Alexandru Bernardac, care anul acesta ar fi împlinit și au un jubileu, 190 de ani de la nașterea arhitectului Bernardace și 175 de ani de la nașterea arhitectului Bernardace. Astăzi avem o masă rotundă care face parte de un șir de evenimente sub egida Direcției Cultura a municipiului Chișinău și municipiul Chișinău a susținut mai multe evenimente care au fost deja realizate. Este vorba de o expoziție de documente și fotografii lansate la Muzeul de Arte pe data de 25 iunie, ziua lui Alexandru Carol Schmidt. Este vorba și de o conferință organizată în parteneriat cu Asociația Tinerilor Istorici cu coordonarea domnului Alexandru Gordoneanu. Și astăzi avem un eveniment prezentat în cadrul proiectului cu care noi avem o strânsă colaborare pe parcursul anului 2021. Este vorba de un proiect științific susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Cultura promovării imaginii orașelor Republicii Moldova prin intermediul artelor și mitopoieticii. Vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor care au contribuit la realizarea acestui eveniment și astăzi doamna Aliona Grații va modera masă rotundă care sper o să fie atât de importante și interesante și pentru un cerc de specialiști, dar și pentru publicul larg. Poftim, doamna Aliona! Îi salut pe toți cei prezenți aici, care au găsit timp și au venit să ne asculte, să ne urmărească. Îi salut la fel și pe cei care ne urmăresc acum de la distanța internetului. Este într-adevăr o bucurie pentru noi acest eveniment, întrucât acum ne-am propus astăzi să venim cu o totalizare a activităților pe care le-am desfășurat în acest an de-a lungul acestui an în cadrul proiectului științific pe care doamna Valeria Suruceanu l-a numit aici. Acest proiect științific este dedicat culturii promovării imaginii orașelor de Republica Moldova și în acest an proiectul s-a plecat asupra orașului Chișinău. Probabil că cel mai important eveniment pe care l-am propus să-l promovăm în acest an a fost aceste două date importante pentru orașul Chișinău, 190 de ani de la nașterea lui arhitectului Alexandru Bernardaț și 175 de la nașterea primarului Carol Schmidt. Avem aici în față persoanele care au nemijlocită legătură cu studiul activității acestor două personalități. Vă prezint pe doamna doctor habilitat, membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei, Mariana Șlapac, și pe doamna doctor în culturologie, în studiul artelor și culturologie al aceasta. Sunt, încă o dată, repet, persoanele cele mai avizate după mine în a vorbi despre aceste două personalități.
domniile lor nu se află întâmplător aici, întrucât aproape în toate activitățile care le-am desfășurat anul acesta și pe care le-am pomenit mai sus, au fost implicate și o să aibă și acum multe lucruri de spus. Deci, după cum vă spuneam și a spus-o și doamna director, ne-am propus la această masă rotundă să venim cu un raport, cu niște dări de seamă, să punem încă o dată în evidență activitățile pe care le-am desfășurat de la începutul anului până acum, dar avem și lucruri inedite. Avem să lansăm astăzi două lucruri care o să vă atragă, sper, mult atenția. E vorba despre un film documentar, film prelegeri, despre el vom vorbi ceva mai încolo, despre activitatea lui Alexandru Bernardaţi în Basarabia și tot astăzi se va vorbi despre în premieră despre un traseu turistic dedicat lui Alexandru Bernardaţi și intitulat pe urmile lui Alexandru Bernardaţi. Celelalte activități sunt cumva o recapitulare, întrucât lansarea lor a avut deja loc. E vorba despre primul număr al revistei care se editează în cadrul proiectului nostru Dialogica, revista de studii culturale și literatură. Revista o puteți găsi pe site, este disponibilă la adresa dialogica.asm.md. Din păcate nu am reușit să o punem pe hârtie până astăzi și lucrul ăsta se va întâmpla puțin mai târziu și va putea fi găsit în bibliotecile din Republica Moldova. Un alt eveniment care a avut loc acum o săptămână în această sală a fost lansarea acestei expoziții de art, de pictură pe care a realizat-o tinerii pictori de la Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, care după o serie de plein air-uri au pictat Chișinău în diferite stiluri și din diferite perspective. Dacă doamna decan, organizatorul acestui eveniment, va reuși să vină între timp, o să vă spun mai multe despre cum s-a desfășurat acest eveniment. Noi ne-am propus să nu, ca masa noastră rotundă, să nu dureze foarte mult, să nu ne plictisească, întrucât avem, după discuțiile de aici, să coborâm în sala, la etajul 4, într-o sală, unde am pregătit să vă arătăm în întregime filmul nostru, care durează mai mult de 30 de minute. Și rog vorbitorii, cei care vor lua cuvânt, să vină așa cum ne-am înțeles, cu o totalizare și să doamna Pedghir nu mi-arată că nu vorbește. Nu, o să vorbiți, doamna Pedghir, dumneavoastră, o să vorbiți cu siguranță. Chiar o să vă rog frumos să începeți șirul vorbitorilor, pentru că a vorbit lucruri frumoase despre echipa care ne-a ajutat să facem aceste filme. Vă spun câteva cuvinte despre filmele pe care le-am făcut noi anul trecut și anul acesta urmează să le facem. Sigur că atunci când am făcut proiectul, ne-am gândit la niște prelegeri față în față cu studenții. Și pentru că a venit, iată, ce a venit pandemia peste noi, ne-a venit ideea că trebuie să facem aceste prelegeri la distanță. Și pentru că, ca să ne organizăm mai ușor, ne-am gândit să le filmăm mai întâi, foarte simplu, în fața camerei de la vedere. Dar pofta vine mâncând, zici proverbul românesc, la un moment dat am reușit să obținem finanțare de la departamentul pentru susținerea celor de Republica Moldova, niște bani, și am făcut într-un termen record de 3 săptămâni, imaginați-vă, în 3 săptămâni, scenariile, filmările, montarea și lansarea a 5 filme documentare de 15 minute. Lucrul acesta a fost posibil pentru că ne-am unit o echipă de oameni foarte organizați, entuziaști și mai ales am avut noroc să dăm peste doamna Diana Pedghirne, care repede a adunat echipa și a fost posibil cele 5 filme pe care le puteți vedea atât pe pagina revistei Dialogica, butonul Multimedia, toate 5 filme sunt acolo, cât și le puteți găsi și pe YouTube. Deci, încă o dată, lucrul acesta se datorează foarte mult oamenilor, profesioniști, care și-au făcut fiecare pe sectorul său lucru bine. Eu vreau să dau cuvântul mai întâi doamnei Diana Pedghirne, pentru că zicea că se grăbește și dacă ne mai reținem un pic, o pierdem. Vă rog frumos, doamna Pedghirne.
M-am făcut în seamă că nu vreau să vorbesc. De fapt, discursul meu artistic o să-l vedeți în imagini, puțin mai târziu, atunci când va fi proiectat acest film. Nu îmi rămâne decât să le mulțumesc colegilor mei, celor care stau în spatele camerelor de luat vedere, operatorul Grigore Rață, editorului de imagine Diana Busuioc, profesioniști adevărați în ceea ce fac, mai nou regizorul nostru de sunet, Galina Dimitrova, un profesionist desăvârșit. Sunt onorată să fiu alături de aceste doamne care cu adevărat fac lucruri enorm de apreciate, zic eu. Nu sunt apreciate aici, în Republica Moldova. Sper că cumva lucrurile să se schimbe între timp. Vă mulțumesc pentru aceste cercetări. Datorită acestor filme, deci vom redescoperi Chișinăul, cu siguranță. Și vă îndemn să vizionați acest film în continuare și pe pagina Direcției Cultură, deci acele 5 filme pe care le-am realizat într-un timp foarte record, așa cum a menționat și doamna Grati. Totul a început de aici, de la Muzeul de Istoria Orașului. Doamna Valeria, vă mulțumim pentru deschidere, receptivitate și pentru toate proiectele pe care ni le oferiți. Vă îndemn să redescoperiți Chișinăul datorită acestor doamne și în aceste filme pe care le-am realizat cu mare drag. Vă mulțumim, domnule Pedghirne, să rămâneți cu noi. Sper până la film o să vedeți că am instalat acolo lucrurile să arate bine. Deci noi suntem proiect științific. În echipa, cei 20 ceva de persoane cât suntem în echipă, avem doar câteva tineri cercetători care încă n-au titlul, în rest toți sunt doctori habilitați, o avem și pe doamna membru corespondent Mariana Șlapar. Deci proiectele noastre au acest specific, ele au specific de cercetare. Pe noi ne-a interesat să nu repetăm ceea ce s-a spus până acum, mai mult sau mai puțin, că interesul nostru a fost și scopul nostru a fost să găsim lucruri inedite, să descoperim documente inedite. Lucrul ăsta l-am făcut într-o măsură mai mare, l-am reflectat în revista Dialogica, pentru că este o revistă științifică, și probabil că într-o formă mai lejeră de popularizare a științei în film. Pentru că în film ne-am străduit întotdeauna să nu vă plictisim pe voi cititori, dar în același timp să nu scoatem elementele care fac din aceste filme savoarea. Deci o să vedeți astăzi, o să se numească acolo câteva elemente de arhitectură, o să se caracterizeze, o să facă câteva caracteristici și descrieri în care se utilizează terminologia specifică din arhitectură, pe care nu o auziți chiar în fiecare zi. Ei, lucrurile astea a fost posibil, încă o dată repet, atât revista Dialogica, care conține la început, da, o să vă spun cum a fost, doamnă. Deci, revista Dialogică are, în mod tradițional, la început un dialog. De data aceasta, dialogul s-a purtat cu doamna Mariana Șlapac și cu doamna Ala Ceastina. Am vorbit, deci tema a fost aceeași, creația lui Alexandru Bernardase în Basarabia, dar și în alte orașe ale fostului Imperiu. O să aflați mai multe lucruri de acolo. În revista Dialogica include un material în limba engleză, pentru că ne interesează să promovăm știința noastră și cultura noastră și peste hotare semnat de doamna Ala Ceastina. În aceeași revistă avem un material la rubrica Gibaiere Culturale, prin care cumva e și mai aproape de proiectul nostru, pentru că reflectăm creațiile lui Alexandru Bernardaț prin ochii artiștilor plastici. Acest material este creat, scris de doamna doctor Natalia Procop, care a adunat picturi ale diferitor artiști plastici de la noi, care au pictat clădirile proiectate de Alexandru Bernardaţe. Mai mult decât atât, domnia sa și-a propus să arate cum a evoluat în timp aceste clădiri, cum s-au modificat între timp, în perioada
interbelic și în perioada sovietică, unele clădiri pe care le-a proiectat Alexandru Bernardaţe. Avem în revistă și o colecție, un vernisaj de picturi cu creațiile lui Alexandru Bernardaţe, văzut, așa cum v-am spus, prin filiera artiștilor plastici de la noi. O copertă splendidă reflectă tematica acestui număr. Despre film, în două, trei cuvinte, v-am spus câte ceva și încă o dată subliniez, pe noi ne-a interesat să nu repetăm aceleași lucruri, deși evident că unele lucruri se repetă, dar să introducem și lucruri inedite. O să vedeți că lucrul acesta se datorează cercetătoarelor noastre, doamna Mariana Șlapac și doamna Ala Ceastena, care au scos o sumedenie de lucruri simpatice din arhivele naționale ale Republicii Moldova, dar și probabil că ați fost și la Odessa. Deci este rezultatul unei îndelungi activități de cercetare care sper să o apreciați. Nimic nu s-a făcut ușor, totul s-a obținut cu multă trudă și cei ce ne-am propus noi în filmele astea, nu vreau să vă rețin prea mult, dar chiar vreau să insist, e să punem în evidență savantul, cercetătorul. Pentru că știți foarte bine că se vorbește în societatea noastră că oamenii cercetători noștri nu fac nimic, că își mănâncă pâinea degeaba. Nu este adevărat. Pentru doar că cercetarea este un lucru subtil. Până găsești în arhiv un document care te interesează, poate dura ani. Poate costa salarii întregi de cercetător. Nu este adevărat că oamenii noștri de știință nu fac nimic. Doar că știința, descoperirile în știință, nu e o chestie de fiecare zi. Ea se acumulează în timp și presupune activități multiple în echipă. Îi dau cuvântul doamnei Mariana Șlapac să ne spună mea sa cât timp a costat-o și efort ca să facă aceste lucruri dedicate de Alexandru Bernardaţe. Da, mulțumesc frumos, doamna coordonator al proiectului. Am avut o mare plăcere de a lucra în această echipă, deja al doilea an. Echipă și de cercetare, dar spun că noi am obținut toți aici o profesie nouă, este vorba de o profesie, probabil undeva și actor, undeva scenarist, undeva regizor, deci nu mai știu ce, dar până la urmă știți, omul încetișor mai face niște lucruri pe care nici nu s-a gândit înainte că ar putea să facă, grație, desigur că aceste coordonări corecte și aceste insistențe din partea doamnei profesor Gratie, cu care până la urmă am obținut aceste lucruri frumoase. Eu, probabil despre personalitatea lui Alexandru Bernardaţe va mai vorbi și colega, doamna doctor Ala Ceastena, care de fapt este cea mai intimă la capitolul Creația Alexandru Bernardaţe din Republica Moldova, de ani de zile cercetând obiectivele arhitecturale, documentele de arhivă și acumulând acest material foarte interesant. Dar eu am vrut, dacă se poate, înainte de a ajunge la film, totuși să pun accent pe acea creație a lui Alexandru Bernardaţe, eu fiind totuși arhitect de profesie, istoric de arhitectură. Eu sunt, în general, îndrăgostită de creația lui Alexandru Bernardaţe, care este cel mai remarcabil, cel mai ilustru arhitect al orașului Chișinău și grație căruia personalitatea, imaginea orașului nostru astăzi este așa cum este. Atracție pentru turiști, deci obiectivele arhitecturale, deci niște puncte luminoase, splendide în acest cor arhitectural, această muzică arhitecturală a centrului orașului nostru și niște clădiri care permanent vrei să le vezi, vrei să le, nu știu, să le descoperi povestea. Și aici aș vrea să menționez că Alexandru Bernardaţe a fost acel arhitect care a adus Europa la noi, dar și a scos Chișinăul în Europa. Deci această reciprocitate încă în secolul XIX, a doua jumătate, începutul secolului al XXI-lea. Dacă ne uităm, de exemplu, la cele mai interesante, la cele mai cunoscute obiective arhitecturale ale lui Alexandru Bernardaţe, de exemplu, cum este fosta Dumă de Stat, actuală primărie, eu cred că acest obiectiv
cândva, poate o să ne gândim, iată și cu ministerul nostru de resort, că ar trebui de adus copii de la școală să vadă această clădire și este, se poate o lecție întreagă de vorbit numai despre această clădire. Alexandra Bernardați a fost arhitectul care a utilizat stilul eclectic. Stilul eclectic, deci, presupune combinări din diferite stiluri istorice, din diferite timpuri și, de fapt, pentru a deci, lucra în acest domeniu, trebuie să fie, în primul rând, enciclopedist. În domeniul stilurilor se cunoaște foarte bine toată arhitectura universală, dar și în al doilea moment este că trebuie să ai un gust perfect, un simț perfect al proporțiilor și până la urmă, combinând elemente diferite din stiluri diferite și epoci diferite, să nu-ți iasă, eu știu, o clădire urâtă, că câteodată există aceste cuvinte eclectism, care câteodată desemnează clădiri cam urățele. Deci, Alexandru Bernardați a avut un rar talent și un rar simț de a combina diferite elemente. În primul rând, iată, revenim din nou la clădirea actualei primării, stăm în fața primării, ce vedem noi? În primul rând, palatele renascentiste, deci sunt niște elemente care ne-au venit din palatele renascentiste italiene. Mai departe, sunt elemente care ne-au venit din goticul european, din goticul francez, aceste ferestre frumoase cu arhivolte, mai departe sunt elemente care ne-au venit de la cetățile medievale, este vorba de acel coronament, acea, în formă de mașicule, deci niște ieșituri care imită niște elemente defensive cu ajutorul cărora, deci se aruncau prin niște orificii din mașicule, se aruncau pietre, smoală, se turna împotriva dușmanilor. Mai departe, pe această clădire mai găsim și însemne heraldice. Este vorba de un extraordinar de frumos crin din heraldica occidentală. Mai departe găsim niște mascaroane, mascaroane în formă de capete de lei, deci este o suită de capete de lei care ei străjuiesc această clădire, adică să nu intre dușmanul, să nu intre, nu știu, să nu vină forțele rele, negre în această clădire. Și deci această, numai această operă a lui Alexandru Bernardați, ea, vă spun că ea merită să fie povestită elevilor, studenților, ca o care carte deschisă. O altă operă ar fi Biserica Grecească, care de asemenea este și în film, unde deja avem motive bizantine, bulgărești, sârbești, românești, și aici este deja o altă muzică, dar până la urmă, deci, rezultatul, clădirea este ca model arhitectural este perfectă și o altă clădire foarte cunoscută, situată chiar în centrul orașului Chișinău, este Biserica Sfânta Cuvioasă de la Parascheva de la Sihla, care deja este concepută în spiritul arhitecturii pseudo-rusii cu elemente din arhitectura otomană. Deci, Alexandru Bernardați, el a venit la noi cu elemente arhitecturale din spații absolut diferite și până la urmă ne-a înfrumusețat enorm acest oraș care a avut și el anumite tradiții arhitecturale până atunci, dar grație lui Alexandru Bernardați, noi într-adevăr, deci orașul nostru s-a ridicat, am ajuns la o talie europeană și multe clădiri, alte clădiri care au fost construite sau în aceeași perioadă sau puțin mai târziu, ele toate deja se reliau, era ca un fel de talon la aceste clădiri ale lui Alexandru Bernardați. Eu încă un moment aș dori să spun că noi toți deja și specialiștii și societatea civică avem o mare grijă de a păstra această moștenire arhitecturală a lui Alexandru Bernardați și în sens de restaurare, valorificare, dar ce avem, iată, în, nu știu, ultimii ani, poate în ultimele luni, apariția unor obiective absolut străine în zona de protecție a monumentelor
lui Alexandru Bernardaț, este vorba de cunoscută clădire care apare în spatele conacului Roșcanu de Rojinski și în spatele Bisericii Sfântă Cuvioasă Paraschiva de la Sihla, o clădire cu 16-18 numeluri, nici nu mai știu, că tot crește și crește. Am să numesc și arhitectul, este Victor Grozavo, care, nu știu, acest arhitect, cred că a intrat în istoria orașului Chișinău, iată, cu tristă faimă, practic afectând o zonă istorică, o zonă istorică bine formată, care, pe care noi am moștenit de la oameni foarte talentați. Deci, practic, astăzi este dezechilibrată și greu de înțeles ce va fi acolo, ori clădiri, ori centru de business, apartamente, dar arhitectura, din nou, acestui modul este, nu știu, foarte neexpresivă și, desigur, că monumentele lui Alexandru Bernardaț cam se privesc trist în acest anturaj. Și încă un moment care merită de remarcat, totuși, noi chișinăuienii, noi ar trebui să facem eforturi mai mari pentru a inaugura un monument lui Alexandru Bernardaț. Astăzi avem trei plăci comemorative în diferite colțuri ale orașului, dar monument nu avem. Arhitectul atât de tare a iubit Chișinău că în testamentul lui a scris ca să fie înmormântat anume aici la Chișinău. Chișinău era cel mai frumos oraș din lume pentru dânsul. Și chiar a fost înmormântat într-un cavou alături de mama sa, Wilhelmina. Până la urmă, în perioada sovietică, grație unor nu știu, mișcări de construcție în zona actualului, de nici nu mai știu, fostului, cel mai fotograf Gaudeamus, acest cavou a fost distrus, monumentul deja nu mai există, și cel puțin în acea zonă, în zona, nu știu, care ține de complexul Eternitate sau într-o zonă imediat apropiată, ar trebui să apară acest monument unui minunat specialist, unei personalități remarcabile, care a fost Alexandru Bernardaț. Da, mulțumesc! Vă mulțumesc că v-au făcut monumentul și a fost alegerea de cel al lui Carol Schmidt, pentru că a fost înmormântat în același... Da, trebuie de gândit, și da. Este o chiar o lipsă de grație a chișinăuienilor că au nimicit acest loc și dacă nu o să recupereze cumva această culpă, nu o să aibă o față onorabilă de oraș european. Vă mulțumesc, doamna profesor, că ați spus mult mai multe lucruri decât au încăput în film. Noi ne-am propus să facem filmele a câte 20 de minute, 25 de minute, cel mult, tot generic. Filmul ăsta a ieșit de 30 și ceva, de 34. N-am putut, mi-a durut sufletul, n-am putut tăia nimic. O să vedeți că nimic în plus nu este în acest film și noi n-am putut renunța astfel încât l-am lăsat așa cum ce, este mai lung. Mai lungușor. Sper să nu vă plictisească. Deci, doamna Ala Ceascăna, cea care știe enorm despre Alexandru Bernardaț și cred că i-ar lua zile întregi să vă povestească lucruri tot noi și noi necunoscute. Спасибо большое за приглашение. Сегодня мы продолжаем отмечать 190-летний юбилей известного архитектора Александра Иосифовича Бернардаца. Когда он умер 14 августа 1907 года, Бессарабская газета писала о том, что хотя его родиной не была Бессарабия, он считал Бессарабию своей второй родиной. Почему? Потому что все свои юные силы, все свои молодые годы он посвятил нашей родине. В рамках проекта «Культура промовей и маджини Украшего ордена Республика Молдова» при Intermedial Arti Чимута Поетичи мы подготовили, на мой взгляд, очень хорошую выставку, которая посвящена двум знаменательным датам. 175-летию со дня рождения Карла Шмидта и 190-летию со дня рождения Александра Иосифовича Бернардаца. И это не случайно. В 1878 году Александр Иосифович Бернардац переезжает из Кишинева в Одессу. Но, тем не менее, он не расстается с Бессарабией. Он продолжает приезжать сюда в качестве опытного эксперта и работать вместе с одним из самых лучших мэров города Кишинева Карлом Шмидтом. Наша выставка основана на документальных материалах,
На фотографиях, которые нам предоставил Национальный музей истории. Что такое исследование в архиве? Это бесконечное исследование. Каждый раз находишь новые и новые документы, которые могут пролить свет на какое-то новое событие жизни, творчества Бернардаци. В Национальном архиве Республики Молдова хранятся многочисленные рапорты, письма, объяснительные записки. Александр Иосифович занимался не только проектированием и разработкой смет в городе Кишиневе и для Бессарабии. Он также занимался ремонтом зданий, мощением улиц, мостовых. И буквально недавно я обнаружила документы, в которых сообщается о том, что он даже занимался отводом и устройством ретиратных мест на базарах для того, чтобы убрать нечистоты и неприятный запах в городе Кишиневе, что также поднимало наш город Кишинев на новый европейский уровень. Много можно говорить об этом архитекторе, и ведь не зря, когда он умер, в газете его сравнивают с волшебной золотой птицей, которая роняет свои перья. Так и Александр Иосифович Бернардаци ронял золотые отпечатки в виде архитектурных жемчужин, которые сегодня украшают разные страны, в том числе нашу Республику Молдову. Мы, благодарные потомки, конечно, должны сохранить память об этом известном архитекторе, выдающемся мастере, и, конечно же, способствовать тому, чтобы, если это будет возможно, в ближайшее время в городе Кишиневе появился памятник этому творцу. Спасибо огромное всем участникам проекта, всем, кто принимал участие в создании фильма. Я не буду о нем рассказывать, вы его сейчас увидите сами. Это фильм, который связан с творчеством, с основной жизнедеятельностью. Конечно, мы не могли уложить в 35 минут все, что мы знаем о Александре Иосифовиче Бернардаци. Но, тем не менее, мы хотели, чтобы он... и показать его именно роль как великого мастера и творца, которому мы благодарны за создание архитектурных памятников. Еще раз спасибо всем за внимание и будем ждать просмотра фильма. Deloc întâmplător evenimentul de azi, desfășoară anume în acest edificiu, care este creația lui Alexandru Bernardaci, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău. Foarte inspirat cel care a dat ideea aceasta, este într-adevăr un edificiu simbolic al orașului Chișinău. În filmul o să vedeți câteva fragmente ceva informații despre acest turn, dar noi promitem, suntem în căutare și adunăm materiale pentru a face un film special dedicat acestui turn, urmează. După câte ați auzit, evenimentele nu s-au produs numai în acest edificiu, ci au avut loc într-o altă clădire simbolică a orașului Chișinău, și anume în clădirea Muzeului de Istorie de arte plastice din Moldova. Despre acest eveniment a vorbit doamna Ceastina și va vorbi în continuare. Rugăm pe domnul Alexandru Cordineanu să ne spună despre evenimentele care au avut loc acolo, două la număr, după câte mi-am inteles. Și noi avem niște probleme substanțiale cu locuitorii săi și vrea să și le rezolve în timp și apelează la ceea ce numim noi memoria culturală, în primul rând la celor care cercetează Chișinăul. Memoria culturală e o chestie greu de definit sub aspectul utilității orașului, pe care o folosim mai des la niște consumatori. Suntem datori acestui oraș prin biografia care ni se consumă aici, prin relațiile pe care le avem aici și prin solidaritatea colectivă a chișinăuienilor. Chișinău este o entitate veche de tot. Cercetările arheologice îl plasează undeva în paleolitic,
primele așezări aici și a fost o continuitate a așezărilor umane pe teritoriul Chișinăului. Este un teritoriu bun de viață, plăcut, frumos, atractiv. Putem vorbi chiar de omul de Chișinău, la care ar trebui să facem parte, să ne înscriem în omul de Chișinău. Și iată, unul din cei care a dat stil omului de Chișinău este Bernard Dați. Într-una din scrisorile pe care Consiliul Municipal în secolul nou și adresează lui Bernard Dați, era scris că, de fapt, tot ce este mai splendid în acest oraș va aparține. Și, într-adevăr, tot ce avem mai stilat, mai atractiv, mai frumos, mai cu ce ne putem întâlni și prezenta vizitatorilor orașului, sunt, într-adevăr, construcțiile aparținând arhitectului Bernard Dați și la care el a fost fie supervizor sau a participat în calitate de constructor. Și el era nu doar arhitect, el a fost și constructor, el a fost și inginer și a fost un om a Chișinăului. Și a făcut din Chișinău a doua lui Badri. Aici s-a căsătorit cu una din moldovencele neamului Bulățel. Aici au crescut copiii lui care ulterior au fost și arhitect șef a Chișinăului, sunt și autorii socului monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt. Deci, Bernard Dați este o emblemă a Chișinăului. Și merită să aibă, bineînțeles, și un monument. Atunci când, la sfârșitul anului trecut, am propus ca să avem o serie de evenimente dedicate acestor extraordinare oameni ai Chișinăului, care este Bernard Dați și Schmidt, tocmai lucrul acesta vreau să-l scoatem în evidență. Avem nevoie de personalități marcante ale Chișinăului la care să ne raportăm. Și nu numai noi, ci să raporteze și cei care sunt pe aceeași profesii cu ei. Adică și arhitecții Chișinăului de astăzi să intre în competiții cu arhitectul Bernard Dați. Și primarii de astăzi să intre în competiție cu primarul Ștefan Schmidt. Îi invităm să facă lucrul acesta, adică să o declare. De ce nu? Avem niște datorii față de memoria acestor personalități și, în afară de un monument al lui Bernard Dați, care a stat foarte bine în Chișinău, deși toate clădirile lui sunt monumente pentru ridicate în memoria lui. Dar, iată, vorbeam la conferința pe care am ținut pe data de 2 iulie la Muzeul Național de Arte, că chiar acum, în perioada aceasta, la Petrigorsk, unde s-a născut Alexandru Bernard Dați, în familia lui Giuseppe Bernard Dați, chiar acum la Petrigorsk, acum are loc concursul de proiecte pentru edificarea unui memorial fraților Bernard Dați. Cred că o să facem și noi o cetere, să facem, sau va trebui să ne adunăm un colectiv de cineva care să propunem. Chișinău are nevoie de acest monument Bernard Dați, mai mult decât atât, are și nevoie și de un semn comemorativ pe locul unde a fost înmormintele lui Bernard Dați și Schmidt. Nu putem lăsa, pur și simplu, să se piardă în neam, să se neantizeze un loc de veci în care modifesc doi cetățeni de onoare ai Chișinăului. Proiectele la care participăm în această perioadă, între 25 iunie și iată 6 și apoi va fi și 16 iulie, din perioada de 17 iulie se împlinesc 585 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Sper ca toate aceste evenimente să dea un plus de cauză eforturilor noastre de cercetare a identităților Chișinăului. Identități care nu au profil fără aceste două mari personalități, Carol Schmidt și Alexandru Bernard Dați. Am zis să îi unim, fiindcă, într-adevăr, acest tandem nu s-a mai repetat și nu știu dacă se mai poate repeta în istoria Chișinăului. Merită să-l vedem împreună și îmi pare foarte bine că în acest efort s-a implicat noul director al Muzeului Orașului, care
face mai mult decât, mult mai mult decât cei care au fost înainte și care și-a adunat împrejurul ei o echipă de cercetători remarcabili și de la care așteptăm mult mai multe și filme și cercetări și, bineînțeles, o monografie Bernardații și o monografie Caroșu. Succes! Doamne ajută! Da, și revista Dialogica, dar și filmele, dar și activitățile pe care le-am avut acum este doar un început de cale. Dovadă acestui lucru vor fi următoarele două comunicări pe care le-am rugat autorii să le transforme în rezumate, pentru că v-am promis că nu o să ne ia prea mult timp această discuție. Îi dau cuvântul doamnei Liliana Kondratkova, doctor habilitată în studiul artului și culturologiei, doctor habilitată în istorie, care o să pun accentul ușor pe altă personalitate cu care a colaborat cu Alexandru Bernardaţi. E vorba de inginerul Siergov, autorul unor lucruri, unor obiecte de forjărie care stau mereu în vecinătatea lui Alexandru Bernardaţi. Vă rog frumos, doamnă doctor habilitată. Am să mă strădu să fiu cât mai succintă, fiindcă după ochi văd că sunteți în așteptarea filmului și să ne delectăm cu acest film. Deci, pentru mine, Bernardaţi, într-adevăr, înseamnă inima Chișinăului și, ca să continui ideea expusă de domnul Cordoneanu, sunt sigură că arhitecții de astăzi nu vor face concurență deloc în domnului Bernardaţi, nici chiar nu vor putea restaura ceea ce a făcut el, fiindcă, de exemplu, dacă vorbim de primăria orașului Chișinău, ea necesită restaurare și ar trebui să trebuie să lansăm un concurs pentru internațional. Internațional. Un concurs izvedărit, într-adevăr, internațional, să nu cățim cum am pierdut mai multe piese de patrimoniu, pentru că, în primul rând, Bernardaţi înseamnă patrimoniu cultural, care este la un nivel internațional. Pentru mine, Bernardaţi a fost și acea deschidere față de piesele din fontă, fiindcă și aici sunt convinsă că nu vom avea specialiști care vor putea face ceea ce a făcut Bernardaţi cu Siergov, de exemplu, cu aceste stări formidabile care au tur pe care ne-am judecat aceste trepte sus în turnătoria lui Siergov. Și avem acea legătură pe care am observat-o din studiile pe care le avem despre Bernardaţi, despre creația lui. Avem stările de fontă pe care puteți să le vizitați, Biserica Teodora de la Sixla, da? Care este un proiect ingineresc pe care, într-adevăr, l-au realizat arhitectul și inginerul. Avem, dacă să ieșim, să extindem puțin arealul nostru de cercetare, vorbim și de alte edificii, dar, în primul rând, să ieșim și din cadrul Chișinăului ca să ne putem face o deplasare până la Vila Mândic, da, unde putem să vedem acest cavou care este al lui Ovanović, da, și care este iarăși o creație a lui Bernardaţi, deci iarăși este un punct de patrimoniu și este o legătură al lui Bernardaţi nu doar cu Chișinăul, dar și cu mai multe localități care ne-a făcut de reprezentativ. Numele lui Bernardaţi o deprind și pe cavoul statul Macri, da, unde este și legătura aceasta pe care o avem cu Acărnăutul Ionic, iar sunt niște piese care necesită a fi restaurate, necesită a fi puse în valoare și necesită de a fi incluse într-un circuit științific, dar și turistic, să putem extinde aceste rute turistice pe care le avem. Vă îndemn să vizitați, fiindcă am înțeles că avem și o lansare a rutei turistice și iarăși nu iau pâineri celor care vin cu această rută, să vizităm lucrările, obiectivele arhitecturale pe care le avem, să ne uităm nu doar la frumusețele exterioare, poate sunt, dar să trăim și în interiorul acestui clădit, fiindcă Bernardaţi ne-a lăsat un patrimoniu extraordinar pe care, cel puțin, să nu îl urcăm cu liftul, dar să numărăm aceste trepte până sus, dacă vom face acest efort și această provocare care ar fi, ca să ne vedem cât sunt de firave, cât sunt de fie, dar și sunt atât de trainice, după cum aș vrea să știu că o să fie trainice și creațiile pe care le-a lăsat Bernardaţi, în tandem cu mai multe lucrări, cu o idee inginerească implementată în cazul dat la turnirul de pontă a lui Siergov. Eu vă felicit, ne felicităm așa și toată echipa, fiindcă a fost o realizare comună, în primul rând, a celor care au cercetat această temă și au pus în valoare, într-adevăr, ceea ce a făcut Bernardaţi și pentru Chișinău, dar și pentru Republica Moldova, în cazul dat, pentru mai multe localități. Și sunt sigură că nu este ultimul eveniment la care participăm în comun,
Și chiar dacă este vară, chiar dacă este pandemie, cercetarea nu are hotare în cazul dat, cu atât mai mult dorința aceasta de a promova adevărul științific și de a promova patrimoniul cultural al țării. Felicitări și vizionare plăcută, rămânem în așteptarea filmului. Mulțumesc, doamnă, ca să am spus ușor, lucrurile în film apare maestoasă scară a lui Serpov de la Palatul Manu Bei, care ne-a impresionat. E o reproducere, după ce mi-am închis eu, dar oricum ne-a impresionat foarte mult, astfel încât neapărat am dat-o în film. Următoarea comunicare ne va ține doamna Lyubov Filipchianenko, care a venit tocmai de la Ungheni ca să ne vorbească despre Biserica Alexandru Nevski, una din creațiile lui Alexandru Bernardazi. Alexandru Nevski a lăsat superbă deosebită la obiect. În anul 1903 el donează acest proiect pe care face biserica de la obiect. Pe mine m-a marcat foarte mult proiectul, am că am hotărât să ies doar 10 minute. În condiție, așa spun, dumnealui, când a generat proiectul, a cerut sfințit de Alexandru Nevski, biserica. Biserica a fost construită de piatră, deci nu se practica la un Moldova, anume în regiune de la foarte frumos. Știți ce m-a impresionat? Focarul ăsta de lumină pe care iese din această biserică frumoasă, care înseamnă lumină spirituală, dar și lumină estetică, da? Care nobilează creația lui Alexandru Bernardazi. După cum s-a mai spus, astăzi lansăm o altă realizare în cadrul proiectului nostru, și anume cercetătorii de la noi din proiect au elaborat și au propus să creeze o hartă turistică dedicată lui Alexandru Bernardazi, a rutei turistice care ar merge pe urmele lui faimosul arhitect. Vă rog frumos, doamna Valeria Suruceanu, una dintre realizatorile acestei lucrări. Vă mulțumesc mult și vreau să menționez că ultimii ani, la nivel european, patrimoniul cultural este văzut nu numai ca o sursă pentru dezvoltarea societății, dar ca și o resursă socială, dar și are un impact economic. Și cu această ideea de a contribui la dezvoltarea unui sector atât de important pentru dezvoltarea orașului Chișinău, pentru dezvoltarea turismului local, noi am venit cu ideea de a crea un traseu turistic pe urmele lui Bernardazi, dar și această idee s-a născut în 2019, când eu, ca președintele Asociației Obștești Comitetul Național Ecom Moldova, am fost invitată la un simpozion în orașul Odessa, simpozion care este legat de dezvoltarea turismului, de dezvoltarea turismului regional. Și noi am stat, am nimerit într-un hotel care a fost proiectat după proiectul lui Bernardazi. Este vorba de hotelul Bristol, care și astăzi face ca o perlă, este o perlă pentru orașul Odessa. Și într-adevăr, după cum cunoașteți, în orașul Odessa s-au realizat mai mult de 100 de proiecte după schițele lui Bernardazi. Și
Și atunci cu colegii din Ucraina, cu șefa direcției Cultura și Patrimoniu, chiar și am discutat această posibilitate și să dezvoltăm acest traseu turistic la nivel regional. Dar anul acesta noi am propus să ne concentrăm pe orașul nostru și am primit o mică susținere și din partea Direcției Cultură. Și astăzi nu, este mai mult o lansare a proiectului care noi l-am pornit împreună cu cercetătorii. Dar scopul proiectului, că acest traseu să fie elaborat în parteneriat și bazat pe cercetările științifice. Și deja deja prima etapă noi am făcut-o, este elaborată o excursie care se începe de la turnul nostru, merge, trecem pe stradă Bănulescu-Bodoni, ajungem la casă cu placă comemorativă, unde a trăit Alexandru Bernardaţi. Merge traseu și pe lângă grădina publică, cum știți, Alexandru Bernardaţi a contribuit și la renovarea gardului. El a propus gardul din metal care a fost instalat și până astăzi sunt pe alocuri gardul în original, care a fost turnat în Odessa, dar ajungem pe traseu, ajungem și la clădirea Natalii Dadiani, actualmente Muzeul Național de Arte. Clar că vizităm și bisericile. Deci am făcut o mare parte din acest traseu, dar rămâne deja și vizualizarea. Noi am pus în plan în luna octombrie deja să ieșim și cu producție și cu această vizualizare. Un ghid turistic o producție de suvenire. Clar că noi nu putem acum să o punem în producerea de masă, dar ca exemple că noi putem să valorificăm creația lui Bernardaţi, o să fie prezentată publicului și probabil pe viitor noi o să putem să introducem și această producție în și în piața locală, da? Dacă noi acum vorbim despre acest impact economic pentru dezvoltarea orașului, cum se face la nivel european în toate țările care într-adevăr și turismul cultural face parte din economia locală. Și eu cred că în cazul nostru noi într-adevăr avem o resursă foarte importantă care încă nu este valorificată și care nu este prezentată turiștilor. Vă mulțumesc mult și urmăriți deja și rezultatele acestui efort colectiv. Da, vă amintesc filmul care urmează să-l privim, am ajuns iată la ultima etapă, la punctul culminant, se numește Alexandru Bernardaţi, contribuție la estetica orașului Chișinău, 190 de ani de la naștere. Autorii textului și a cercetărilor și actorii, dacă putem așa spune, acestui film sunt doamna doctor habilitat, membru corespondent al Academiei Științe a Moldovei, Mariana Șlapac, doamna doctor în doamna Ala Ceastănă, după cum v-am spus. Regia îi aparține doamnei Diana Arpid-Ghirnei. Repet încă o dată numele astea, pentru că fără această comuniune, această întâlnire fericită a unor profesioniste, nu avea să se întâmple lucruri atât de frumoase. Imagine, filmări și imaginile îi aparțin lui Grigore Rață. Filmări cu drona, filmări cu o cameră de luat vedere. Editorul de imagini sau montajul este realizat de
de Ana Busuioc, selecția muzicală de Galina Dimitrova, grafică de Aureliu Busuioc și vocea crainicului aparține lui Iulian Proca. Iertate să-mi fie lipsa de modestie, mie îmi aparține ansamblu. Ordonator. Eu am fost super cenzorul. Filmele apar cu suportul financiar al proiectului Cultura Promovării Imaginii Orașelor de Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii și parțial, cu bună parte, finanțarea vine de la Direcția Cultura Municipului Chișinău. Sper să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să ducem până la capăt cele 10 filme pe care le preconizăm a le filma și a le pune în fața publicului până la sfârșitul anului. Filmul va fi acum vizionat la etajul 4, după lansare imediat, el va apărea pe site-ul revistii Dialogica, repet, butonul multimedia și pe canalul de YouTube. Sperăm că produsele noastre vor fi preluate și de televiziunile naționale. Coborăm acum la etajul 4 și urmărim filmul cu care tot ne-am lăudat atâta timp. Vă mulțumesc pentru anului 2021, faimosul arhitect Alexandru Bernardaţi împlinește 190 de ani de la naștere. Este o dată reper pe care noi, chișinăuienii, nu o putem ignora. Activând în calitate de arhitect șef al orașului Chișinău, între anii 1856 și 1878, acest descendent al dinastiei Bernardaţi a reușit să înscrie capitala Basarabiei de atunci în contextul estetic, arhitectural și cultural din Europa, dar și din Imperiul Rus. Chișinăul secolului al XIX-lea a obținut însușirea de oraș european datorită eforturilor creative ale acestui om talentat. Alexandru Bernardaţi încheie pleiada arhitecților basarabeni din prima jumătate a secolului al XIX-lea și pune începutul unei alte perioade cu adevărat noi în arhitectura din Basarabia. El este autorul unor frumoase construcții, printre care palate și conace, biserici, spitale, case de locuit și grădini publice. Numeroasele sale monumente de artă au făcut faima mai multor orașe ca Varșovia, Odessa, Eupatoria și Fastov. În 1878, arhitectul s-a mutat la Odessa. Totuși, până la sfârșitul zilelor sale, el a continuat să contribuie la dezvoltarea urbanistică a Chișinăului. Talentatul arhitect Alexandru Bernardaţi s-a născut la 1 iulie 1831 în orașul Petigorsk și a plecat în eternitate în 1907 la Fastov, lângă Kiev. Reprezentanții dinastiei Bernardaţi, italieni de origine, provin din locurile pitorești ale municipalității Pambio, ce aparține cantonului Ticino din Elveția, situat la granița cu Italia, aproape de orașul Lugano. În Institutul de Heraldică al acestui oraș se păstrează tema familiei Bernardaţi.
În fruntea familiei Bernardazzi se afla Carlo Domenico Antonio. Astăzi nu există dovezi documentare că acesta ar fi fost arhitect, dar credem că arhitectura i-a fost aproape, deoarece anume el a fost cel care a susținut alegerea profesiei de arhitect a celor patru fii ai săi, Vincenzo, Giuseppe, Antonio și Giovanni. În 1816, Vincenzo a sosit la Sankt Petersburg, unde țarul Alexandru I l-a numit specialist în construcții din piatră. Apoi, după Vincenzo, la Sankt Petersburg au venit alți doi frați, Giovanni și Giuseppe, ultimul fiind tatăl lui Alexandru Bernardazzi. Frații Bernardazzi au devenit fondatorii orașului Goreacevodsk, Pyatigorsk. În acest oraș se naște, își trăiește copilăria și primește primele cunoștințe de arhitectură fiul lui Giuseppe, Alexandru Bernardazzi. В возрасте 12 лет Александр Бернардаци поступил в Петербургское строительное училище, которое закончил с отличием в 1850 году и был направлен в Бессарабскую строительную и дорожную комиссию. Самые ранние архивные документы свидетельствуют о начале архитекторской карьеры Александра Иосифовича Бернардаци в Бессарабии и о его деятельности в Кишиневе. А именно, в 1853 году Бессарабская дорожная строительная комиссия назначила Бернардаци помощником архитектора в качестве техника для устройства городов Акерман и Бендеры, а также сооружений мостов и гатей в Акерманском и Бендерском уездах. В архивном деле об устройстве третьего базара на Лесной площади, согласно донесению Бессарабской строительной и дорожной комиссии от 26 мая 1856 года, неисполненные бывшим городовым архитектором Лукой Карповичем Заушкевичем поручения, в том числе об отводе мест под застройку лавочек на вновь открытом третьем рынке в городе Кишиневе, переданы для исполнения архитекторскому помощнику Бернардаци, на коего возложено исправление должности городового архитектора. С данного поручения об обустройстве Кишиневского рынка на Лесной площади начинается творчество этого зодчего в Кишиневе. Astăzi nu ne putem imagina capitala Republicii Moldova fără realizările lui Alexandru Bernardaci. Numărul contribuțiilor sale la conturarea culturală a orașului nostru este impresionant. A creat capodopere de arhitectură eclesiastică, administrativă, rezidențială, curativă și industrială, pe care le admiră locuitorii Republicii Moldova și vizitatorii străini. Creațiile arhitecturale ale lui Alexandru Bernardaci reprezintă cărți de vizită ale capitalei Republicii Moldova, precum și locuri de atracție pentru turiști. Se poate spune că există un Chișinău bernardațian, o fațetă care îi aparține. Orice oraș cu personalitate are în spate un arhitect sau un grup de arhitecți. Când ne gândim la Barcelona, ne aducem aminte de Antonio Gaudí. Când vorbim de Londra, ne amintim de Sir Christopher Wren. Iar când este pomenit Sankt Petersburgul, se impun un șir de creatori, Domenico Tresini, Francesco Rastrelli, Auguste Montferrand și Carlo Rossi. Lucrările majore de arhitectură care au marcat imaginea Chișinăului se datorează lui Alexandru Bernardaci. Acest reputat specialist poate fi considerat pe bună dreptate arhitectul numărul 1 al Chișinăului. Toate realizările sale sunt incluse în registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Maestrul extinde limitele temporale ale arhitecturii secolului al XIX-lea, combinând diferite stiluri și orientări stilistice ale tradiției. În general, în cazul lucrărilor lui Alexandru Bernardaci, putem vorbi despre un stil eclectic. Formele arhitecturii bernardațiene provoacă o gamă largă de impresii și trezesc spectatorului o serie asociativă de imagini ce trimit la cele mai frumoase edificii din Franța, Italia, Rusia, Grecia, Bulgaria și alte țări.
Elementele arhitecturale împrumutate de la bisericile bizantine, castelele gotice, palatele renascentiste și culele balcanice renasc atmosfera vremurilor de altă dată. Una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Alexandru Bernardazzi este Primăria municipiului Chișinău, fosta Duma orășenească. La sfârșitul secolului al XIX-lea, primarul orașului Carl Schmidt a inițiat construcția unei clădiri noi pentru Duma orășenească pe locul depoului de pompieri. Proiectarea a fost pusă în sarcină arhitectului orașului Mitrofan Elavi, iar în ajutorul său a fost invitat Alexandru Bernardazzi. Lucrările de construcție s-au desfășurat între anii 1902 și 1903. Amplasată la colțul cartierului, clădirea în două nivele a fost concepută de cei doi arhitecți în tradiția goticului florentin și a renașterii italiene. Compoziția fațadelor este echilibrată dimensional datorită coexistenței armonioase între cele două sensuri de dezvoltare, orizontal și vertical. Intrarea principală este accentuată de un rezalit diagonal dominat de un turn cu orologiu. Deasupra accesului se află un balcon. Fațadele sunt individualizate prin rezalite încununate cu frontoane. Anumită încărcătură decorativă o au deschiderile ferestrelor. Se evidențiază ferestrele cu ramplaje și arhivolte în arc frânt, circulare de tip oculi, oarbe, de tip fenta și altele. Turnulețe de colț, bosaje rustice, mascaroane, rozete și însemne heraldice reliefate, încadramente ale ferestrelor și o friză susținută de console cu imitarea unor mașicule medievale conferă edificiului un caracter aparte. Fosta Duma orășenească a suferit grav în timpul celui de-al doilea război mondial. În anii postbelici, clădirea a fost reconstruită după proiectul arhitectului Robert Kurz. Представляет интерес бывшее жилое здание, находящееся в центре Кишинева. Сегодня здесь располагается один из корпусов лицея «Прометеум». Согласно архивным документам, в 1878 году дворянин Степан Галицкий-Чечелев, штабс-капитан, купил у дворянки Юлии Федоровны Попович угловой каменный дом с флигелями, служебными постройками и садиком, состоящим при первой части Кишинева на пересечении улиц Яской и Садовой. А освидетельствовал сооружение этого здания сам Александр Бернардацци, что подтверждает архивный документ, заверенный личной печатью архитектора. Это строение, состоящее из цокольного этажа, прямоугольное в плане, с фасадом, выходящим на красную линию сегодняшней улицы Николая Йорги. Главный фасад имеет симметричную композицию с пятью осями, четырьмя оконными проемами и одним входом, расположенным в центре. Облицовка выполнена из кладки с резными каменными деталями, чередующимися полосами грубого тесаного камня. Архитектура выдержана в духе модерна, в котором национальные традиции представлены в сочетании с декоративными элементами из арсенала классицизма. Clădirea fostului gimnaziu pentru fete al principesei Natalia Dadiani a fost proiectată de Alexandru Bernardazzi în anul 1900. Astăzi ea găzduiește Muzeul Național de Artă al Moldovei. Proiectul ilustrează eclectismul stilistic, fiind inspirat din arhitectura renașterii italiene timpurii și a goticului florentin. Soluția spațial-planimetrică se bazează pe forme simetrice. Edificiul în două nivele, aliniat străzii, dispune de plan în forma literei T. Pereții primului nivel sunt căptușiți cu calcar local în bosaje orizontale,
iar pereții etajului cu cărămizi de două nuanțe și decorațiuni de teracotă. În axă avem un rezalit de acces, dominat de un balcon tribună și încoronat cu un turnuleț original. Alte două rezalite laterale se află mai aproape de colțurile clădirii. Ferestrele și ușile arcuite sunt decorate cu arhivolte de factură gotică cu bolțarii evidențiați. Partea superioară a fațadei este terminată cu o cornișă bogată alcătuită dintr-o suită de console ce formează o arcatură. În general, acest edificiu prezintă un exemplu remarcabil al arhitecturii civile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. În perioada sovietică, clădirea a fost replanificată în interior când a fost transformată în Palatul Pionierilor. Ulterior, după proiectul arhitectului Valentin Voițehovski, i s-au adăugat două corpuri laterale, primul fiind atașat de partea dreaptă în anul 1954, iar celălalt de partea stângă în anul 1976. Ambele aripi, simetrice în oglindă, propun variațiuni arhitecturale pe tema stilului eclectic și ampirului sovietic. Во второй половине XIX века, благодаря Александру Бернардаци, чугунная решетка становится украшением Кишиневского городского сада. Сегодня это парк Штефан Челмари Шисфинт. В 1861 году этим архитекторам были первоначально составлены сметы и подготовлен проект на постройку каменной ограды для городского сада. Заслуга зодчего состояла в том, что именно он предложил заменить сооружение каменной ограды на более прочную решетку, выполненную из чугуна по собственному рисунку. Архитектор представил расчеты и составил смету, согласно которой по стоимости чугунная решетка отличалась от каменной на не очень большую сумму. На территории городского сада отвели участок под строительство детского круга. Здесь намечалось устроить качели, карусель и качальный брус. Чертежи для предполагаемого детского участка городского сада также подготовлены Александром Бернардаци. Все части чугунной решетки были доставлены в Кишинев в 1863 году, но установка их была закончена лишь в конце 60-х годов. Изящная чугунная решетка архитектора долгие годы играла роль надежного ограждения и украшала Кишиневский городской сад. Сегодня в городском парке Штефан Челмари можно увидеть ограду, которая была отреставрирована в начале 80-х годов 20 века на основе образца решетки Александра Бернардаци. Una dintre cele mai frumoase clădiri din Chișinău este Biserica Sfântul Pantelimon, fosta capelă a comunității grecești, ctitoria fraților Ivan și Victor Sinadino. Cea de-a doua denumire a lăcașului sfânt este Biserica Grecească. Construită între anii 1895 și 1896, după proiectul lui Alexandru Bernardaci, Biserica Sfântul Pantelimon a fost apreciată de elita arhitecturală a Imperiului Rus drept una din cele mai valoroase opere de arhitectură religioasă apărute la acea vreme în țară. În cazul de față, maestrul recurge la o retrospectivă istorică. Planului cruciform îi se atașează dinspre est apsida altarului, iar dinspre vest clopotnița. Brațele de nord și sud ale crucii sunt puse în evidență de rezalituri cu frontoane. Particularitatea bisericii ține de intercalarea perpendiculară a patru arce ce delimitează spațiul naosului și servesc ca bază pentru o turlă masivă de plan octogonal. Cealaltă turlă, identică ca formă, dar de dimensiuni mai mici, se înalță deasupra pridvorului și aparține clopotniței. Ambele turle sunt acoperite de cupole.
Sursa de inspirație a maestrului în cazul acestui edificiu a constituit tezaurul arhitectural al Bizanțului cu influențe bulgare, grecești, armenești și românești. La crearea imaginii pitorești contribuie ferestrele trifore arcuite cu vitralii, cornișele, modilioanele, arcadele, arhivoltele și colonetele. Paramentul capătă valențe decorative prin diferențele cromatice ale materialelor utilizate. Cărămida alternează cu asize orizontale de piatră de calcar de culoare albă și gri. Arhitectul a elaborat cu maestrie toate detaliile, inclusiv gardul metalic al bisericii, cu stâlp de piatră, străjuiți de capete de lei. Мы находимся возле церкви святой преподобной Теодоры из Сихлы, бывшей капеллы женской гимназии Бессарабского земства. Здание храма было построено в 1895 году в стиле псевдорусской архитектуры по проекту Александра Бернардаци. В Национальном архиве Республики Молдова сохранился проект домовой церкви при Кишиневской женской гимназии с планом местоположения здания. Архитектор также использовал элементы византийского культового зодчества. Сооружение однонефное, трехчастная композиция плана развита по продольной оси и замыкается с востока пятигранной алтарной апсидой. Со стороны главного фасада архитектором были устроены два симметричных входа в виде двух крылец с интересными колоннами из известняка ракушечника. Высокая шатровая кровля перекрывает центральный восьмигранный объем. Стены выложены из известняка двух цветов. Для декоративного украшения фасадов использована резьба по камню. Купола луковичной формы, венчающие башенки, а также декоративные кованые решетки подчеркивают монументальное сооружение церковной капеллы женской гимназии в Кишиневе, здание которой сегодня также украшает город. Castelul de apă, numit și Turnul de apă, este un monument important de arhitectură industrială de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acest fost furnizor de apă potabilă pentru locuitorii Chișinăului a fost ridicat după un proiect elaborat de Alexandru Bernardaci pe cel mai înalt loc al urbei de atunci. Cel de-al doilea turn de apă, care nu s-a păstrat până astăzi, a fost construit în centru, la intersecția actualelor străzi Vasile Alexandri și Veronica Micle. Odată cu construcția acestor obiective, a apărut și prima rețea de canalizare a orașului. Din 1892 până în 1940, edificiul a servit drept castel de apă, iar din 1940 a fost integrat într-o unitate de pompieri. În foișorul de la nivelul superior se găsea cisterna cu apă. Astăzi, castelul de apă găzduiește muzeul orașului Chișinău. Acest edificiu de inspirație bizantină amintește culele balcanice. Construcția înscrie un plan dreptunghiular alungit cu colțurile teșite și dispune de patru nivele. Paramentul parterului este decorat cu asize de piatră albă, de calcar și cărămidă, iar zidiria următoarelor două nivele este alcătuită din fâșii de piatră de calcar de culoare albă și gri. Golurile și ferestrele oarbe sunt încheiate în sector de arc. Foișorul de la ultimul nivel este sprijinit de perechi de console profilate. Inițial, foișorul a fost construit din lemn, iar în timpul restaurării din perioada sovietică a fost reconstruit în piatră. Înăuntrul turnului s-a păstrat o scară metalică în formă de melc, fabricate la uzina din Chișinău a lui Serbov. A
Alexandru Bernardați a proiectat clădiri nu doar în orașe, ci și în mediul rural. Exemple de astfel de construcții sunt Palatul și Castelul de Vânătoare din Hâncești. Acest conac, care găzduiește acum Muzeul de Istorie și Etnografie, este situat la aproximativ 40 de kilometri distanță la vest de Chișinău. Numele locului este legat de prințul armean Manugbei Mirzoian. Prințul armenilor a venit în Basarabia, a cumpărat aici o suprafață mare de pământ și a construit un palat în care, din păcate, nu a avut timp să trăiască. Manugbei, a cărui familie deținea moșia, era un diplomat de renume. În palatul său din București a fost semnat tratatul de pace ruso-otoman din 1812. În plus, el a pus bazele producerii vinurilor moldovenești după tehnologia franceză. Дети и внуки Манукбея пригласили известного архитектора Александра Бернардаци, чтобы тот спроектировал и возвел охотничий домик из красного кирпича с оригинальными барельефами, который должен был составить вместе с дворцом единый архитектурный ансамбль. Его потомки построили в имении винный завод и перевели местное виноделие на промышленную основу. Интересно, что личная дача Бернардаци была похожа на сооружение охотничьего домика в Хинчешть. Сама усадьба была построена во второй половине XIX века по проекту Александра Бернардаци и в течение десятилетий оставалась семейным имением Мирзоянов, потомков Манукбея. Первоначально она состояла из дворца, охотничьего домика в виде замка, зимнего сада, библиотеки, столовой, помещений для управляющего и слуг, а также небольшой церкви в армянском стиле. Сам дворец расположен на северном склоне холма. Здание было выполнено в стиле французского классицизма. Это гармоничное сооружение удивляло широкими проемами окон и лоджий, пилястрами и скульптурами на фасадах. Ниши, предназначенные специально для статуй, украшали террасы. Залы дворца были оформлены в разных стилях – турецком, молдавском, армянском. Усадьба Манукбея поражала роскошью. Здесь находились пруды с золотыми рыбками, фонтаны, а строения соединялись с дворцом стеклянными галереями. В охотничьем доме хранили провизию, напитки, в том числе лучшие сорта вин. В годы Второй мировой войны некоторые здания были разрушены, особенно пострадал дворец. Позднее в нем разместили училище мелиорации, а затем строительный техникум. В 70-е годы 20 века охотничий домик отдали под этнографический музей, а в 2007 году он был отреставрирован. В 2014 году реконструкция усадьбы, включая дворец и дом управляющего поместьем, занимались реставраторы из Румынии. Открытие обновленного дворца состоялось в 2015 году. Se știe că unele clădiri ale Spitalului Clinic de Psihiatrie din localitatea Codru, fosta Costujeni, au fost proiectate de Alexandru Bernardaci. Rapoartele zemstvei basarabene confirmă această contribuție. Bernardaci a construit 11 pavilioane pentru bolnavi, două clădiri de ateliere, o casă cu apartamente pentru angajați și două barăci de vară. Vom recunoaște desigur în ele stilul individual al arhitectului, de exemplu, în utilizarea calcarului ca material principal de construcție în combinație cu cărămida. De asemenea, specifică este încadrarea ușilor și ferestrelor de la soclu până la cornișă, terminate în arce semicirculare, plasate în frontoane triunghiulare. O serie de elemente ce caracterizează stilul lui Bernardaci sunt inspirate din goticul venețian. Бессарабские губернские ведомости в 1875 году сообщали, что Кишиневская городская дума
учитывая 25-летнюю деятельность Бернардаци в пользу Кишинева, постановила выразить ему признательность от всего города, ходатайствовать о присвоении звания почетного гражданина Кишинева. Также за огромный творческий вклад Александр Бернардаци был избран почетным членом Бессарабского отделения Императорского русского технического общества. În 1878, Alexandru Bernardaci a trecut cu traiul și activitatea în orașul Odessa, unde s-a făcut remarcat cu mai multe proiecte arhitecturale. Unul din ele este clădirea Bursei Noi, Novaya Birja, astăzi Filarmonica de Stat din Odessa. Elaborat de arhitectul din Viena, Vicenti Prohasca, proiectul a fost refăcut de Alexandru Bernardaci întrucât nu îndeplinea toate cerințele. Clădirea Noii Burse a fost construită între anii 1894 și 1899. Fațadele ei au fost realizate în stilul goticului venețian, amintind una dintre perlele arhitecturii medievale din Veneția. O altă lucrare a lui Alexandru Bernardaci în orașul Odessa este hotelul Bristol sau Roșu. Только в Одессе, где архитектор жил и творил с 1878 по 1907 годы, было построено около 100 объектов. И здесь памятников сохранилось гораздо больше, чем в Кишиневе. Александром Бернардаци были разработаны проекты Одесского городского театра, не исполнены по причине дороговизны застройки. Но уже точно известно о том, что Александр Иосифович принимал участие в строительстве знаменитого театра оперы и балета в Одессе, которое и сегодня является украшением города. Архитектор проектировал здание общества взаимного кредита, православного храма в Варшаве и православного храма в Крыму, в Евпатории. И даже после своего отъезда в Одессу во второй половине XIX века Бернардаци продолжал участвовать в проектировании общественных и гражданских зданий и в Бессарабской губернии. Все его произведения по своему стилю, форме, качеству стали образцами европейской архитектуры. Numele lui Alexandru Bernardaci este comemorat astăzi în Republica Moldova, Ucraina și Rusia. În 1981, în legătură cu consemnarea a 150 de ani de la ziua nașterii arhitectului, strada Kuznecznaya din Chișinău a fost redenumită în strada Alexandru Bernardaci. În memoria reputatului arhitect au fost instalate trei plăci comemorative. Una din ele se află pe clădirea primăriei. Cea de-a doua placă comemorativă a fost instalată pe fosta capelă a Liceului pentru Fete a Zemstrei Basarabene, iar cea de-a treia pe casa în care a locuit arhitectul la Chișinău, astăzi clădirea de pe strada București 92. În anul 1900, cu ocazia celebrării semicentenarului de activitate creativă a lui Bernardaci, bustul său, realizat de sculptorul Boris Edwards, a fost instalat la Odessa, într-o nișă aflată în partea laterală a logiei clădirii Bursei Noi. În același an, Societatea Inginerilor Civili din Sankt Petersburg a instituit medalia Alexandru Bernardaci. În 2011, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație moneda comemorativă 180 de ani de la nașterea lui Alexandru Bernardaci. Титулярный советник Александр Бернардаци был лютеранского вероисповедания. Его первая жена Кристина Руновская – римско-католического вероисповедания. В этом браке родились дочери – Аделаида Екатерина, София и сын Александр Иосиф. После преждевременной смерти супруги Кристины Александр Иосифович женился на Юлии Булацел. В этом браке родился Евгений – в 1883 году. Оба сына Бернардаци продолжили архитекторскую семейную династию. Александр Бернардаци-младший, будучи учеником известного архитектора Леонтия Бенуа,
После окончания Петербургской академии художеств получил диплом архитектора-художника и прошел стажировку за границей. Как и его отец, своей последующей архитекторской деятельности занимался проектированием, чтением лекций об искусстве, а также участвовал в съезде зодчих. Младший сын Александра Бернардаци Евгений, получив профессиональное образование в Одессе и Санкт-Петербурге, стал архитектором. Известен как автор постамента памятнику молдавскому господарю Штефану Челмари, установленному в центре Кишинева. Александру Бернардаци a decedat la 14 august 1907 în orașul Fastov, lângă Kiev, unde se afla într-o deplasare de serviciu. Necrologul din Besarabskaya Gazeta a deplâns trecerea la cele veșnice a celui care a lucrat toată viața neobosit. În testamentul său, arhitectul a cerut să fie înmormântat în cimitirul luteran de la Chișinău, lângă mama sa, Wilhelmina, într-o criptă proiectată de el. Voința sa a fost îndeplinită, dar, din păcate, în anii 60 ai secolului al XX-lea, în timpul construcției cinematografului 40 de ani ai comsomolului leninist, viitorul și fostul deja cinematograf Gaudeamus, o parte din cimitir și cripta familiei Bernardaci au fost distruse. Din voia destinului, mormântul celebrului arhitect nu s-a păstrat. Le rămâne chișinăuienilor drept datorie înălțarea unui monument care să celebreze arhitectul numărul 1 al orașului.